Rămânem tot în zona șoferilor însă. Românii nu renunță la mașinile de lux, ba chiar își permit să-și cumpere limuzine și în perioada de criză, iar noile modele aduc pe creștere vânzările. În 2013 s-au vândut 112 mașini, iar luna septembrie pare să fie cea mai bună. Colega mea, Denisa Popa, are mai multe informații. Denisa, le merge bine, văd, celor care se ocupă cu astfel de afaceri, nu? Așa este, bun găsit, piața mașinilor de lux s-a menținut stabilă în perioada de criză, dacă în 2009 numărul limuzinelor vândute s-a înjumătățit față de 2008. În 2011 piața a început să-și revină ușor, s-au vândut atunci 194 de mașini de lux, iar creșterea va continua și în acest an. În 2013, specialiștii au estimat că vor fi vândute 200 de astfel de mașini. E drept, nu mai putem vorbi de performanțele din 2007, când în România s-au vândut 430 de limuzine, cele mai căutate sunt noile modele fabricate în Germania. Prețul de pornire al unei limuzine variază între 70 și 80 de mii de euro, dar de cele mai multe ori clienții aleg să își personalizeze bolidul. Astfel, mașina de lux ajunge să coste peste 130 de mii de euro. În funcție de preferințele, dar și necesitățile clienților, ajunge și comanda. Livrarea mașinii poate dura între 3 și 5 luni. Astfel, piața auto reușește să ajungă în fiecare an la 24 de milioane de euro. Denisa, îți mulțumim!